William, prezent. Norbi, Ișvan, Andreea. În școala din comuna Dobrin învață 120 de elevi și aproape toți sunt prezenți la cursuri. Ana Maria este în clasa a 7-a și se numără printre elevii cu cea mai ridicată frecvență la școală. Cred că am lipsit doar o dată când trebuia să mă duc să-mi fac buletinul. Directoarea Delia Petran se află de 7 ani la conducerea unității de învățământ. Când a ajuns aici, a observat că sunt copii cu absențe, așa că excursiile de la final de an au reprezentat soluția pentru a-i motiva pe cei mici să se întoarcă în bănci. În primul an și-au dorit picnic, în următorul an am fost cu trenul la Baia Mare, la cinematograf, la planetariu, în parc. Am mâncat împreună și ne-am bucurat de o zi întreagă, profesori și elevi împreună. Avem un singur copil care nu vine la școală, nu se simte confortabil colegii lui, că este mult mai mare și în plus a început să muncească pentru că provine dintr-o familie de romi și este trimis să muncească, să-și facă bani. Directoarea a format și un grup civic de elevi cu care va merge în biroul primarului din Dobrin pentru a cere finanțare pentru un teren de baschet. Unele acțiuni sunt sponsorizate de noi, de profesori, învățători, dirigenți, își doresc ei să sponsorizeze și chiar am auzit un învățător care le-a spus că îmi doresc să-mi luați bani în fiecare modul, adică să fie prezent la școală și el să finanțeze acțiunea pe care și-o doresc. Și avem foarte mulți sponsori care vin spre noi. Cel mai mare procent al abandonului școlar este înregistrat în mediul rural din cauza lipsei infrastructurii și a resurselor, conform studiului realizat de Ministerul Educației. Este important ca școala să colaboreze foarte bine cu comunitatea. O colaborare bună între școală și comunitate este cheia, zic eu, și să colaboreze cu alte instituții care pot interveni în prevenția absenteismului copiilor de la școală. România este pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește rata abandonului școlar. 16% dintre elevii români au părăsit mai devreme sistemul de educație și formare în anul 2022, față de media comunitară de 10%. Țara noastră este urmată de Spania, Ungaria, Germania și Italia. La polul opus se află Croația, Irlanda, Slovenia și Grecia.